Salutare tuturor și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi vreau să vă arăt ce mașini diesel cât mai noi cu prețuri începând de la 6500 de euro vă puteți cumpăra din Germania. O să vedeți niște oferte foarte interesante, niște mașini care sunt aproape noi și chiar se vând la niște prețuri neașteptate bune și da, și niște mașini diesel ceva mai kilometrate. În orice caz, o să vedeți niște exemple foarte interesante. Chiar sunt foarte curios de ce preferați o mașină diesel sau de ce preferați o mașină pe benzină. O să aștept părerile voastre în comentarii. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați să dați un like și un share la acest videoclip și să apăsați pe butonul de subscribe. Haideți să vedem ce am găsit. Prima mașină pe astăzi ar fi acest Mercedes E-Class din 2014, un exemplu foarte bun ca să vedeți cât costă în Germania un model ca acesta, care da, are un kilometraj ceva mai ridicat, dar de altfel se află într-o stare bună și are un istoric complet. Prețul, eu zic că este unul cât se poate de corect pentru un E-Class din 2014 în stare bună. Vine cu două seturi de jante, anvelopele sunt destul de ok, cam așa arată pe partea de interior, vine cu încălzire în scaune, au și reglaje electrice, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze automată, pilot automat, normal, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și farurile full LED, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, pilotul automat adaptiv, deci da, este un Mercedes E-Class bine echipat. Vine cu motorul 2.2 diesel de 136 de cai, are 320.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 12.900 de euro. Ce spuneți? Cum vi se pare prețul? Întrerupem puțin programul ca să vă arăt un raport car vertical pentru un Audi A6 care a avut kilometrajul modificat și a avut două daune destul de grave în trecut. O să vedem imediat despre ce este vorba. În 2021, luna 10, mașina avea 291.000 de kilometri, iar când a ajuns în România în 2022, luna 4, mașina avea 134.000 de kilometri, deci da, kilometrajul chiar a fost modificat, pentru că vedeți și voi, ulterior, acest kilometraj este în creștere. Mare atenție de unde vă cumpărați mașina, pentru că puteți să vă luați o țeapă de 10.000 de euro. Și da, cam despre aceste daune este vorba, prima daună între 60.000 și 80.000 de lei, după cum vedeți, în această poză a fost afectată cam toată caroseria, iar a doua daună între 100.000 și 200.000 de lei. Și da, avem aici și poze cu mașina, cel mai probabil din Italia. Și da, din păcate, dacă stăm să ne uităm la poze, kilometrajul a fost blurat, iar motivul pentru care au blurat kilometrajul este unul foarte clar. Ori au fost kilometri dați înapoi în Italia, ori s-au dat în România, adică s-a oferit posibilitatea de a se modifica kilometrajul. Și în bord, sper că vedeți și voi, este o atenționare cu nivel de ulei minim. Deci mare atenție și cum stă mașina asta pe partea tehnică. Ceva nu este în regulă. Vă reamintesc, aveți link în descriere cu 20% reducere sau dacă folosiți codul AUTORULATE la checkout. Aruncați o privire puțin mai jos. Aici avem un Nissan Qashqai din 2013, care o să vedeți imediat, este foarte bine echipat, a avut doi proprietari anterior și da, pe partea de exterior se află într-o stare foarte bună. Chiar este un SUV de luat în considerare, dacă ai un buget, să spunem, mediu, vrei un SUV cât se poate de corect, decent echipat și cu un kilometraj real de până în 200.000. Are jantele originale pe 18, cu anvelope care, haide să spunem că ar mai merge un sezon. Cam așa arată în interior, are scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, plafonul panoramic, 4 geamuri electrice, pilot automat, senzor de ploaie și de lumină și da, este și 4x4, are farurile cu lupă și nu în ultimul rând este versiunea cu 7 locuri. Deci da, ai și ceva spațiu la interior. Vine cu motorul 1.6 diesel de 130 de cai, am uitat să vă spun, are și camere 360, 193.000 de kilometri, iar preț 8.700 de euro. Ce spuneți? Aici avem un Opel Zafira din 2012, care normal vine cu motorizare diesel sub capotă și are în jur de 130.000 de kilometri. Știu, pentru mulți este greu de crezut ca o mașină diesel din 2012 să aibă un kilometraj, să spunem, atât de redus, dar în Germania, dacă plătești prețul corect, da, poți să-ți cumperi și o astfel de mașină. Chiar în urmă cu câteva videoclipuri v-am arătat un Zafira asemănător care se vindea la 6500 de euro, dar și avea peste 300.000 de kilometri. Cum v-am spus, prețul se justifică în kilometraj. Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, încălzire în scaune, încălzire în volan, navigație, comenzi pe volan, pilot automat,
Deci da, este un Opel Zafira, zic eu, destul de bine echipat. Are și farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate și chiar este o mașină care aș putea spune că arată modern. Vine cu motorul de 2000 diesel de 165 de cai, este și automat, are 7 locuri, 136.000 de kilometri, iar prețul cerut 11.000 de euro. Mult puțin decideți voi. Următoarea mașină diesel din acest videoclip ar fi acest Golf 7 din 2015, care este vândut chiar de către o reprezentanță Skoda, are în jur de 110.000 de km la bord și normal se află într-o stare bună, poți să fii sigur că îți cumperi un Golf 7 cu un kilometraj real, pentru că dacă cumperi acest Golf 7 pentru a-l folosi în Germania, se oferă și garanție. Are jantele originale pe 17, cam așa arată în interior, are scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal, senzor de ploaie și de lumină. Este un Golf 7 destul de bine echipat, are și pachetul Airline la exterior, farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate, deci ce poți să vrei mai mult de atât de la un Golf 7. Vine cu motorul 2000 diesel de 150 de cai, are 112.000 de km, inspecția tehnică este nouă, aveți ei seria de șasiu dacă vreți să verificați mașina pe car vertical, iar preț 15.900 de euro. Aici avem un Seat Ateca din 2020, care o să vedeți imediat, se vinde la un preț foarte bun, are în jur de 50.000 de km și în ultimul rând este vândut chiar de către reprezentanța Seat, deci poți să fii 100% sigur că îți cumperi o mașină într-o stare cât se poate de bună, a avut un singur proprietar anterior și da, pe partea de dotări stă destul de bine, are stopurile pe LED, senzor de parcare față-spate, anvelopele sper că vedeți și voi, sunt într-o stare foarte bună. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal, senzor de ploaie și de lumină, cititor pentru semne de circulație, lane assist, are și farurile full LED. Este o mașină clar de luat în considerare, mai ales dacă vrei un SUV de genul acesta și totuși nu ai bugetul necesar pentru un Tiguan. Vine cu motorul 1.6 diesel de 116 cai, are 51.000 de km, aveți aici și seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe car vertical, iar preț cerut 23.000 de euro. Este un preț corect. Aici avem o Mazda CX-5 din 2015, clar un SUV care se adresează în special persoanelor care au un buget mediu și vor o mașină cât se poate de corectă. Știu, la prețul cerut pe acest CX-5 poți să-ți cumperi și un BMW X5, doar că o să-ți cumperi un X5 mult mai kilometrat decât această Mazda și plus riscul de a lua țeapă este cu mult mai mare. Pe partea de exterior sper că vedeți mașina de față arată foarte bine, anvelopele sunt în stare bună, haideți să vedem cum arată și în interior. Interiorul, eu zic, arată foarte bine, are încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal, senzor de ploaie și de lumină, deci da, este Mazda CX-5 bine echipată, are senzor de parcare față-spate, doar că mare atenție, nu este 4x4, cum v-am mai spus de multe ori, nu toți au nevoie de acest sistem. Vine cu motorul 2.2 diesel de 150 de cai, are 124.000 de km cu un istoric complet, inspecția tehnică este nouă, iar preț cerut 12.000 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem tot un SUV, doar că de data asta unul ceva mai nou și mai exact un Ford Kuga din 2021, care o să vedeți imediat, vine cu motorizare destul de interesantă sub capotă și mai exact un motor diesel cu sistem hibrid. Chiar sunt foarte curios dacă dețineți o astfel de motorizare, ce părere aveți, de ce consumuri aveți parte, de asta vă spun, aștept părerile voastre în comentarii. Are jantele originale pe 18, cu anvelope care sunt aproape noi, senzor de parcare față-spate, cam așa arată în interior, vine cu scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semne de circulație, are și farurile full LED și în ultimul rând vine și cu pachetul S-Line, care într-adevăr face ca mașina să arate foarte bine. Cum vă spuneam, vine cu motorul 2000 diesel hibrid de 150 de cai, are doar 36.000 de km la bord, iar preț 27.000 de euro. Eu zic că este un preț cât se poate de decent. Aici avem un BMW seria 3 din 2019 care merită un like din partea voastră, pentru că o să vedeți imediat, vine cu motorizare, aș putea spune, destul de interesantă sub capot, adică vine cu motorizare diesel care îți oferă și un consum bun, dar în același timp îți oferă și putere. O să vedeți imediat,
nu aveți șansa să găsiți așa ceva în fiecare zi. Are normal stopuri pe LED, senzor de parcare față-spate, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, are scaunele sport semipiele încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată, normal comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, are și farurile full LED, deci da, este și un BMW seria 3 destul de bine echipat. Ar avea nevoie de un set de jante ceva mai mari și ar arăta super. Atenție, vine cu motorul de 3 litri diesel, 6 cilindri în linie de 265 de cai, are 109.000 de km cu un istoric complet, iar preț 31.000 de euro. Chiar este un preț super ok pentru acest seria 3. Aici avem renumitul Passat B7, care aș putea spune că este pe placul multora, pentru că o să vedeți imediat, se vinde la un preț mic, este un Passat cu multe dotări și, în ultimul rând, kilometrajul, zic eu, este unul cât se poate de decent la acest buget. Normal, dacă vrei și mai puțin kilometri, trebuie să crești bugetul, pentru că dacă vrei în jurul sumei de 7.000 de euro să-ți cumperi un Passat cu 190.000 de kilometri real, ești ținta perfectă pentru o țeapă. Haideți să vedem rapid și interiorul. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele și alcantara încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină și sper că ați văzut în spate, mai vine cu încă un set de jante. Are și farurile cu xenon, senzor de parcare față-spate, cum vă spuneam, un Passat B7 bine echipat, cum majoritatea își doresc de altfel. Vine un motorul de 2000 diesel de 140 de cai, are 264.000 de km cu un istoric complet, cum vă spuneam, este din 2012, iar preț 6.900 de euro. Este un preț mai mult decât ok, cu siguranță se va cumpăra rapid. Următoarea mașină diesel ar fi acest Audi A4 din 2019, care o să vedeți imediat este foarte bine echipat, iar prețul cerut este unul cât se poate de decent, ținând cont de faptul că are în jur de 90.000 de km la bord. Vine cu pachetul S-Line la exterior, are stopurile pe LED cu semnalizări dinamice, senzor de parcare față-spate, anvelopele sper că vedeți și voi sunt aproape noi și da, culoarea, cel puțin mie, chiar îmi place. Cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport din piele încălzite, clima automată pe 3 zone, navigație, ceasuri de bord digitale, trapă panoramică, volanul sport cu comenzi pe el, cutie de viteze S-Tronic, are farurile full LED și nu în ultimul rând are și tracțiune 4 și pilotul automat adaptiv. Ce poți să vrei mai mult de atât de la un A4? Vine cu motorul de 2 litri diesel de 190 de cai, are și sistem audio de la Bang & Olufsen, 87.000 de km, aveți seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe car vertical, iar preț 26.000 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem o Skoda Karoq din 2019, clar un SUV de luat în considerare, dacă vrei o mașină cât se poate de nouă, cu un kilometraj decent și, în ultimul rând, destul de bine echipată, pentru că, să vedeți imediat, această Skoda vine exact cu dotările de care ai nevoie. Este 4x4, are stopurile pe LED, senzor de parcare față-spate, anvelopele sunt în stare bună, chiar este un SUV, zic eu, de luat în considerare. Cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, are keyless entry, keyless go, cutie de viteze DSG, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, lane assist, are și farurile full LED, iar pentru cei care nu ați fost atenți, da, este și 4x4. Vine un motorul de 2000 diesel sub capotă de 150 de cai, are 48.000 de km cu un istoric complet, tiu valabil până în 2024, iar preț 27.000 de euro. Este un preț corect, știu, poate pentru mulți este scumpă. Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest Mercedes E-Class din 2019. După cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like, de ce nu și un share la acest videoclip și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpăra voi de astăzi și, normal, dacă v-ați cumpăra o mașină diesel. De ce preferați o mașină diesel sau de ce preferați o mașină pe benzină? Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Mercedesul de față vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, are scaune semipiele încălzite, clima automată, navigația mare, volanul sport cu comenzi pe el, cutie de viteze automată cu padele pe volan, are și pachetul AMG la exterior, farurile full LED, deci da, este un E-Class destul de bine echipat. Haideți să vedem specificațiile. Vine cu motorul de 2 litri diesel de 194 de cai, are 153.000 de km, iar prețul cerut este de 30.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, nu uitați de un like și ne vedem data viitoare.